ultima ortodorel Toader, ironice tre Claus Iohannis înaintea anuncului de la Cotroceni, aflu subliniere eu de la televizor. Presubliniere dintele Claus Iohannis a anuncat ce va face un anunc astăzi după cererea de revocare a subliniere Feidna, Laura Codruca Covesi. Cu câteva ore înainte, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuncat ce nu a mai discutat cu subliniere F-ul statului despre acest subiect. Mai mult, Toader sublinierei a permis sublinierei o serie de ironii la adresa lui Iohannis. Ministrul spune ce va dura câteva minute până Iohannis va comunica decizia sa, apoi ministrul va reacționa imediat pe Facebook. Părerea mea este să așteptăm orele 18 fix. Probabil va dura mai multe minute până comunic. Apoi voi da eu un comunicat. Imediat după ce comunic președintele, voi anunța eu pe Facebook. Aflu eu de la televizor ce decide președintele. Atât mei vei vedea punctul nostru de vedere, a spus Toader.